cauți aici? Am venit să fur bani? Ce caz, auzi? Am venit să-mi iau buletinul, da? Mă, ce că am trecut prin atâtea, nu e caz. Ia uite ce-a făcut asta! Am venit Las să-mi iau buletinul, l-am uitat în cameră. E singură? Treaba mea! Mă duc ce mai schimbă! Ce ai venit mai aici? Ai plecat toată tu de dracului, de unde ai venit? Nu pot trăi fără tine. Hai, Sifir! Ce-a dat banii? Să mă ia dracu dacă mai vin în țara asta! S-a făcut frig de neapă. Doamne Dumnezeule! E sfârșitul lumii! Ce dracu! Să chemăm poliția! Suntem într-o falie de timp! Înghețăm! Fugi! Nu mă mai pot mișca! Nu mă mai pot mișca! Mi-e frică! O să murim! Mă rog! Mă rog! Cum să lingă în august? Ne-au învățat picioare! Și acum, o știre de ultimă oră. În dimineața zilei de azi, într-o curte din localitatea 2 Mai, au fost găsite 8 persoane pietrificate. O comisie specială a Ministerului Mediului s-a deplasat de urgență în localitate pentru a studia fenomenul, se pare unic în istoria noastră. Savanți de renume mondial au emis ipoteza unei interferențe de timp care a provocat dezastrul ecologic și, în consecință, biologic. Emoția stârnită de acest fenomen a determinat Fondul Monetar Internațional să ne acorde tranșa de împrumut cu 2 luni mai devreme. În continuare, sport!